Proaspeți și invitați, îmi face deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi cu ocazia zilei orașului Ardur. Zi care, după o întrerupere de 4 ani, în care ne-am aplecat poate mai mult spre alte activități, spre creșterea confortului și gradului de civilizație al orașului Ardur și poate mai puțin spre aceste manifestări, astăzi reluăm și organizăm ziua orașului Ardur, care este stabilită de către Consiliul Local pe data de 15 august cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o zi frumoasă, așa cum de altfel se arată și din punct de vedere meteo, să vă distrați, să vă simțiți bine, să petreceți alături de artiștii și formațiile care vor urca pe scenă, după cum și la celelalte puncte care astăzi au fost organizate, respectiv Târgul Meșteșugarilor, unde veți avea posibilitatea să îi întâlniți pe unii dintre concitadinii noștri care desfășoară diverse activități specifice zonei, precum și pe alți meșteșugari veniți din alte localități. Iar în incinta cetății, un spectacol medieval cu cavalerii Cetății Roșii din Sibiu, care dorim să fie doar începutul unor manifestări care în anii viitori dorim a le permanentiza sub forma unui festival medieval, pentru că acum, odată cu renovarea cetății, avem acest cadru deosebit și această posibilitate pentru a pune în valoare și din punct de vedere turistic cetatea sub acest aspect. Vă mulțumesc încă o dată și îi invit pe invitații și pe oficialitățile județului ca să vă adreseze și să ne adreseze câteva cuvinte cu ocazia sărbătorii noastre. La mulți ani, Ardur! Îi dăm cuvântul acum domnului prefect Eugenie Avram. Dragi ardudeni, onorate autorități publice, vă spun tuturor bună ziua. În primul rând m-aș adresa dumneavoastră, cetățenilor acestei urbe, să vă urez la mulți ani, să vă felicit cu această ocazie, să vă urez să aveți parte numai de bine în viață, sănătate, succes pe toate planurile. În al doilea rând m-aș adresa domnului primar și mulțumesc pentru faptul că mi-a lansat invitația de a participa astăzi, să fiu alături de dumneavoastră, și vă spun că am venit cu multă plăcere, cu sufletul deschis, cu inima deschisă. Am venit și sunt mândru că sunt alături de dumneavoastră și aș vrea să vă asigur, atât pe Consiliul Local, pe dumneavoastră în speță, de tot sprijinul și tot respectul instituției pe care o reprezint, iar din partea Guvernului, ca reprezentant al Guvernului pe teritoriul județului Satu Mare, vreau să vă asigur de toată considerația, de tot respectul și tot sprijinul pentru demersurile, pentru proiectele care se vor derula în această comunitate, în această cetate. Încă o dată, vă urez tot binele din lume, vă felicit și să aveți parte de bucurii. Uitați astăzi de toate grijile și petreceți-vă și să aveți parte de o zi frumoasă. La mulți ani tuturor! La mulți ani ardudenilor! Mulțumim, domnule prefect, și dăm cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Satu Mare, Adrian Ștef. Mulțumesc frumos, onorate oficialități, stimați invitați, dragi ardudeni. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost acordată și astfel am posibilitatea să fiu alături de dumneavoastră. În primul rând vreau să-mi cer scuze și numele meu și numele domnului prefect, pentru că n-am putut să fim alături de dumneavoastră din primul moment, de la acea defilare, dar în județ se întâmplă foarte multe venituri.
evenimente. La ora 12 am deschis, tot aici, în Țara Codrului, am deschis festivalul de la Oțelaia. Este cel mai vechi eveniment și festival folcloric de aici, de la noi, din județ. Se întâmplă foarte multe lucruri bune în Țara Codrului, sunt primari destoinici și acest lucru trebuie să-l mulțumească dumneavoastră. În primul rând, trebuie să-l felicit pe domnul primar, pentru că a fost ales pentru încă un mandat. Asta dă dovadă că v-a convins, că este un bun reprezentant, un bun edil și a înțeles că rolul primarului este să reușească să reprezinte cât mai bine interesele locuitorilor urbei sale. Ardude este un oraș tânăr, dar s-a dezvoltat foarte repede și tocmai de aceea, domnule primar, vreau să vă felicit încă o dată pe această cale. Vreau să vă mulțumesc totodată pentru tot sprijinul care ni l-ați acordat pentru reabilitarea acestui